Bună seara și bine v-am găsit, sunt Cristina Moldovanu și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Lista celor patru candidați preselectați pentru funcția de procuror general a ajuns la Consiliul Superior al Procurorilor, când urmează să se expună CSP-ul pe marginea dosarelor și cât timp au luat dispoziție pentru a prezenta candidatura șefului statului, vă spunem imediat. Un nou guvern, noi schimbări de cadre. Ce remaniere au făcut miniștrii în cadrul ședinței de astăzi, aflați în buletin. Prim-ministrul Ion Chicu a vizitat astăzi sub zona Orhiei, a zonei economice libere Bălți. De ce agentul economic rezident este considerat un adevărat model de succes, aflați din reportajul corespondenților noștri. Vin ploile și frigul, iar în stațiile de așteptare din capitale șuieră vântul și nu te poți adăposti. Când promite noul primar să le repare, vă spunem în buletin. Ședința Consiliului Superior al Magistraturii, care urma să aibă loc astăzi, a fost amânată din lipsă de cvorum. De la ședință a lipsit noul ministru al Justiției, Fadei Nagacevski, și membrul Consiliului, Ion Apostu. Pe ordinea de zi erau 27 de subiecte. Totodată, CSM anunță inițierea consultărilor publice privind modificarea cadrului normativ existent, ce se referă la activitatea sistemului judecătoresc. La ședință au fost prezenți doar 7 membri, iar la debutul acesteia, președintele interimar al CSM, Dorel Musteață, a anunțat că procurorul general interimar, Dumitru Robu, a venit cu o nouă solicitare privind pornirea urmăririi penale pe numele unui judecător. Numele magistratului vizat nu a fost făcut public. Menționăm că decizia de a se convoca în ședință vine în contextul în care CSM nu a recunoscut hotărârile adunării generale extraordinare a judecătorilor din 27 septembrie și a depus în acest sens și o contestație, prin care a solicitat anularea hotărârii prin care le-au fost ridicate mandatele la 5 membri ai Consiliului. Dorel Musteață, Nina Cernat, Anatolie Galben, Luiza Gafton și Petru Moraru. După vot, participanții au decis organizarea unei noi adunări generale a judecătorilor la data de 25 octombrie, pentru a alege noi membri ai CSM. Însă aceasta nu a avut loc din lipsă de cvorum. Totodată, în contextul reformei sistemului judecătoresc, Consiliul Superior al Magistraturii anunță inițierea procesului de modificare a cadrului normativ existent, ce se referă la activitatea sistemului judecătoresc. Astfel, CSM face apel către toți juriștii și societatea civilă să înainteze propuneri privitor la îmbunătățirea cadrului legal ce ține de justiție, având drept scop elucidarea tuturor problemelor de ordin legislativ, precum și în vederea asigurării transparenței în procesul decizional. Propunerile parvenite în scopul perfecționării cadrului legislativ existent vor fi sistematizate de către CSM, iar ulterior un grup de lucru compus din judecători, reprezentanți ai instanțelor de judecată și ai Consiliului Superior al Magistraturii va analiza și ulterior se va pronunța asupra necesității implementării propunerilor. Decizia adoptată de grupul de lucru va fi examinată la ședința plenului CSM, se arată într-un comunicat de presă. Consiliul Superior al Procurorilor urmează ca mâine, 20 noiembrie, începând cu ora 9, să examineze dosarele celor patru candidați preselectați pentru funcția de procuror general. Decizia a fost luată de către membrii CSP-ului în cadrul ședinței de astăzi. La ședință a fost prezent și ministrul Justiției, Fadei Nagacevski. Astfel, membrii Consiliului au aprobat regulamentul cu privire la modul de organizare, desfășurare și evaluare a rezultatelor selecției candidatului pentru această funcție. În ziua de miercuri, 20 noiembrie, însă, CSP urmează să analizeze dosarele celor patru candidați la funcția de procuror general trimise de către noul ministru al Justiției, Fadei Nagacevski. Se propune ca nemilvăcit organizarea selecției să constreamă următoarele etape: examinarea dosarelor candidaților, interviu, evaluarea rezultatelor și nominalizarea candidatului care să fie propus pentru numirea în funcție de procuror general. Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Angela Motuzoc, a declarat că dosarele candidaților trebuie să fie examinate timp de 10 zile lucrătoare de la recepționarea lor. Sperăm că în acest termen vom avea toate certificatele necesare pentru a demara etapa a doua a concursului, și anume a interviului. Și dacă sunt complete dosarele și în legea cu privire la procuratură sunt condiții necesare pentru a fi prezente certificatele de la SIS, ANEI, CNA și totodată de la Comisia Ministerului Sănătății, care stabilește
starea de sănătate a candidatului la funcția de procuror. După ședința guvernului, Nagachevski a declarat că concursul pentru funcția de procuror general va continua până Curtea Constituțională se va expune pe marginea legii procuraturii. De asemenea, el a menționat că, în calitate de ministru, nu are dreptul să pună la îndoială constituționalitatea. Precizăm că pentru fotoliul de procuror general va concura Vyacheslav Soltan, Alexandru Stoianoglo, Oleg Crișmaru și Vladislav Gribincea. Aproape 21.000 de lei, atât a cheltuit Ministerul Justiției în cadrul concursului de preselecție a candidaților pentru funcția de procuror general. Cel puțin această sumă au indicat-o cei de la minister la o solicitare a jurnaliștilor de la portalul deschide.md. Totodată, în răspuns, se menționează că activitatea expertului internațional James Hamilton, care a făcut parte din comisia de selectare, a fost finanțată de către fundația germană Konrad Adenauer. Potrivit unui răspuns al Ministerului Justiției, expediat portalului deschide.md, în cadrul concursului de preselecție a candidaților pentru funcția de procuror general s-au cheltuit 20.870 de lei pentru închirierea echipamentului video și audio, dar și pentru traducător. În același răspuns este menționat că toate cheltuielile de cazare, transport, alimentație pentru expertul național James Hamilton au fost achitate de Fundația Konrad Adenauer Moldova, în cadrul unui proiect de consultanță pentru guvernul de la Chișinău. Totodată, Ministerul Justiției nu spune care a fost suma achitată pentru expert. Amintim că comisia formată de Ministerul Justiției, din care au făcut parte 7 persoane, printre care Ministrul Justiției, un fost judecător, un doctor în drept, un reprezentant al societății civile, un expert național și altul internațional, dar și un psiholog, au selectat 4 candidați din cei 16 pentru funcția de procuror șef. Comisia urma să-i propună pe cei 4 Consiliului Superior al Procurorilor, care la rândul său trebuia să aleagă unul dintre concurenți și să-l recomandă șefului statului pentru aprobare. Însă acum 2 săptămâni, fostul ministru al Justiției, Olesea Stamate, a anunțat că anulează rezultatele concursului pe motiv că nu ar fi fost obiectiv. Decizia a generat nemulțumire în coaliția de guvernare PSRM acum, iar ca rezultat, cabinetul de miniștri condus de Maia Sandu, din care făcea parte și Stamate, a fost demis. Noul ministru al Justiției, Fadei Nagachevski, a decis să trimită Consiliului Superior al Procurorilor lista cu cei 4 candidați pentru funcția de procuror general, iar membrii acestuia vor examina dosarele aspiranților la șefia procuraturii. Membrii cabinetului de miniștri s-au întrunit astăzi în ședință. Ca și guvernul Sandu, noi demnitari au început cu eliberările din funcții ale mai multor secretari de stat și șefi de instituții și acceptarea în funcție a altor noi. Potrivit prim-ministrului, consolidarea echipelor ministerelor este o prioritate, întrucât secretarii de stat competenți, sistematizați și dedicați sunt veriga de bază în activitatea instituțiilor de stat. Au fost demiși deja 17 secretari de stat și șefi de instituții, iar în locul lor au și fost numiți alții noi. Aproape fiecare ministru a venit cu echipa sa, restul urmând să vină cu noi numiri la ședințele ulterioare. În scurt timp am reușit, în opinia mea, să selectăm candidați integri, profesioniști, devotați, care sunt gata să depună toate eforturile pentru a restabili funcționalitatea ministerilor, autorităților publice centrale. La următoarea ședință sper să finalizăm procesul de desemnare a secretarilor de stat în ministere. Chiar dacă au fost anunțate 7 inițiative sociale de către șeful statului Igor Dodon, miniștrii nu au dezbătut niciuna. A fost extins numărul de beneficiari al suportului, ajutorului pentru perioada rece a anului. A fost majorat coeficientul unui multiplicator de la 1,95 la 2,2, ceea ce înseamnă de fapt majorarea cu 50.000 a numărului beneficiarilor. La următoarea ședință de guvern va fi majorat și cuantumul acestui ajutor de la 350 de lei la 500 de lei. Agenda lui Ion Chicu include o vizită la Moscova, unde acesta va discuta cu omologul său rus Dmitri Medvedev un șir de subiecte importante care țin de livrarea gazelor rusești, exportul produselor agricole și eliberarea autorizațiilor pentru transportatori. Inspectoratul General al Poliției are un nou conducător. Este vorba despre avocatul Vadim Cojocaru, adjunctul ex-directorului Centrului Național Anticorupție Viorel Cătraru. Cojocaru a fost propus să ocupe această funcție de către actualul ministru al afacerilor interne, Pavel Voicu, și a fost aprobat unanim la prima ședință a guvernului Chicu. Totodată, în cadrul ședinței de guvern a fost aprobată demisia lui Gheorghe Balan din funcția de șef interimar al IGP.
Consilierul ministrului de la interne Alina Zbancă ne-a comunicat că ministrul Pavel Voicu a selectat un candidat pentru șefia IGP după ce a analizat mai multe candidaturi fără a fi organizat însă un concurs. Decizia vine după ce Gheorghe Balan, cel care a deținut funcția de șef interimar al IGP din luna iunie până în prezent, și-a prezentat ieri cererea de demisie. Stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la numirea domnului Vadim Cojocaru în funcția de șef al Inspectoratului General al Poliției, al Ministerului Afacerilor Interne, cu respectarea prevederilor legale. Chiar dacă este cunoscut publicului larg, o să reiterez că domnul Vadim Cojocaru este un bun profesionist, dedicându-și întreaga activitate de muncă atât în subdiviziunile polițienești, cât și în alte autorități cu statut special. Vadim Cojocaru a demisionat de la CNA în 2018 cu 3 săptămâni înainte de a-i expira mandatul de director adjunct al instituției, funcție în care a fost numit la 18 aprilie 2013 la propunerea fostului șef al instituției, Viorel Chetraru. În 2009, Vadim Cojocaru a fost director general al Departamentului Instituțiilor Penitenciare. În 2012, acesta a ocupat postul de consilier al primarului general al municipiului Chișinău pe probleme de securitate și ordine publică. Gheorghe Balan a fost numit în funcția de șef interimar al IGP în iunie curent de fostul ministru de interne, Andrei Năstase. Președintele Comisiei de Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului, Kiril Moțpan, spune că a intrat în posesia unui raport pregătit de o instituție de stat în care sunt descrise scheme de evaziune fiscală și favorizare a unor acte de corupție în care ar fi vizat noul ministru al finanțelor, Serghei Pușcuța, transmite IPN. Cel din urmă neagă acuzațiile. Președintele Comisiei Securitate și Ordine Publică, Kiril Moțpan, vorbește de un raport pe 40 de pagini, pe care acesta le-a obținut din surse confidențiale, scrie IPN. Potrivit lui Moțpan, Pușcuța ar avea proprietăți în valoare de 1 milion de euro, inclusiv circa 500 de hectare de teren pe care nu le-ar fi putut obține pe căi legale. Viceprim-ministrul Serghei Pușcuța recunoaște că are în proprietate 500 de hectare de teren agricol, dar neagă informațiile că și-ar fi dobândit averea pe căi ilicite. Mi-e greu să spun cine a evaluat această avere la 1 milion de euro, cred că domnul Moțpan e mai versat. Da, în această procedură nu pot să spun cât costă averea, dar am declarat 500 de hectare de terenuri agricole. În contextul în care Kiril Moțpan spune că Serghei Pușcuța ar fi promovat mai multe rude în funcții de conducere, el s-a referit și la cei doi fiind de cununie ai ministrului, pe care i-a promovat în funcție la fisc. Da, sunt doi colaboratori Serviciului Fiscal de Stat, dar unul dintre ei lucrează în fisc din 96, unul din 2004, ambii au fost promovați în funcții, unul în 2010, unul în 2013, când eu nu activam în serviciul fiscal de stat. Potrivit sursei citate, deputatul a transmis Procuraturii Generale informațiile despre Serghei Pușcuța, iar cu 2 zile înainte de învestirea noului guvern, raportul a fost trimis și președintei Parlamentului, Zinaida Greceanăi, dar ea nu a acordat atenție, a punctat Moțpan. Președintele PPD, Andrei Năstase, solicită să fie reluată ancheta penală cu privire la finanțarea PSRM din Rusia. Năstase anunță că a contestat ordonanța procurorilor anticorupție din 8 iulie curent, prin care s-a decis încetarea urmăririi penale privind finanțarea ilegală a PSRM din Federația Rusă, după ce în spațiul public au apărut imagini în care președintele Igor Dodon îi spunea fostului lider democrat Vlad Plahotniuc și lui Sergei Yaralov că Rusia ar aloca lunar 600-700 de mii de dolari pentru finanțarea Partidului Socialiștilor. La fel, Năstase a declarat că filmulețele ar fi veridice. Purtătoarea de cuvânt a președinției nu a răspuns la telefon pentru o reacție. Astăzi, Procuratura Anticorupție declara că a primit această plângere și ea urmează a fi analizată. Fostul ministru de interne Andrei Năstase califică ordonanța de refuz a începerii urmăririi penale în privința președintelui Igor Dodon ca o înțelegere între șeful statului și fostul lider al PD Vlad Plahotniuc. Procurorul s-a limitat chipurile doar la audierea superficială a numitului Igor Dodon în calitate de președinte al Republicii Moldova, a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Vladimir Plahotniuc și a lui Yaralov Serghei, precum și la o examinare a unor informații despre finanțarea PSRM, fără a fi dispusă o expertiză financiar-contabilă în această privință. Cu referire la filmulețele apărute în spațiul public în care Igor Dodon ar fi declarat despre banii veniți din Rusia pentru finanțarea PSRM, Năstase susține că sunt autentice. Așa cum am promis opiniei publice, le-am verificat sub aspect tehnic
și aceste filmulețe sunt veridice. Iar cel care vorbește despre sumele de sute de mii de dolari venite din exterior pentru finanțarea Partidului Socialiștilor, cel care vorbește despre necesitatea federalizării Republicii Moldova la indicația unor forțe din afara țării, sunt adevărate. Amintim că în acea perioadă, procurorul Alexandru Cernei a explicat că discuția purtată în iunie 2018 între Vlad Plahotniuc, Igor Dodon și Serghei Yaralov ar fi fost una neserioasă și din acest motiv a fost emisă ordonanța de refuz. Liderul PPDA a fost candidat la funcția de primar al Chișinăului, Andrei Năstase, susține că nu va accepta funcția de viceprimar propusă de actualul edil Ion Ceban. Potrivit lui, decizia a fost luată după ce actualul primar socialist și-a prezentat echipa cu care ar vrea să lucreze în următorii 4 ani. Astfel, Năstase dă de înțeles că echipa ar fi una bună, fapt pentru care nu vede necesitatea de a se implica atât de activ în administrarea municipiului. Am spus că avem o echipă consolidată, am spus că avem parteneri în țară și în străinătate, experți de înaltă calitate pe care îi vom implica în procesele administrative. Tot atunci am auzit de la contracandidatul nostru că la fel au o echipă bună care pot face performanță. Și iată că ne-au prezentat această echipă, am luat act de acest lucru. În timpul campaniei electorale, Ion Ceban a reiterat de multe ori că în cazul în care devine primar, este gata să împartă responsabilitățile privind administrarea municipiului cu echipa lui Andrei Năstase. Partidul Șor anunță că și-a asumat pe deplin guvernarea în raionul Orhei. Consiliul Raion al Orhei l-a ales astăzi în cadrul unei ședințe extraordinare pe Dinu Țurcanu, reprezentantul Partidului Politic Șor, în funcția de președinte al Raionului Orhei. De asemenea, a fost formată și fracțiunea Partidului Șor, care va controla toate cele 4 comisii consultative din cadrul Consiliului Raion al Orhei, constituite în ședința de astăzi. Ședința extraordinară a Consiliului Raion al Orhei a fost deschisă solemn prin onorarea drapelului de stat al Republicii Moldova, dar și a imnului și drapelului Raionului Orhei de către cei prezenți. În cadrul evenimentului fiind prezenți 33 de consilieri dintre cei 35. În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului au fost aleși președinții, vicepreședinții și secretarii formațiunilor din care fac parte consilierii. Totodată a fost aleasă și conducerea comisiilor de specialitate. Totodată, Svetlana Ulanova a fost aleasă președinte al fracțiunii Partidului Șor, Alina Șargu a fost aleasă vicepreședinte al fracțiunii, iar Radu Bușilă secretar. În cadrul ședinței în calitate de președinte a fost propus Dinu Țurcanu, fiind votat de către 27 de consilieri. Proaspătul președinte al Consiliului Raion al Orhei a adus sincere mulțumiri colegilor care l-au susținut și liderului Partidului Politic Șor, Ilan Șor, cel care i-a acordat încrederea și mandatul de președinte. Mulțumesc de mare și deosebit domnului președinte Ilan Șor pentru încrederea acordată. Sigur că Marinei Tauber pentru toată energia și pentru tot efort care l-a depus. Toată lumea se raportează, nu numai din raionul Orhei, dar în primul rând cei din raionul Orhei se raportează la realizările făcute în orașul Orhei. Toată lumea are un vis, ca fiecare sat, fiecare stradă să devină o dublură a orașului Orhei. Și în acest sens, dragii noștri locuitori a orașului și a raionului, vrem să vă asigurăm că vom depune mult efort pentru că acest lucru să se întâmple. Cei 4 vicepreședinți susțin că vor munci pentru ca viața oamenilor din raion să se schimbe spre bine, iar proiectele frumoase care au fost implementate în municipiul Orhei să se dezvolte și în localitățile din raion. Vin dintr-un domeniu care practic mă reprezintă, am fost director general la APA Canal și respectiv tot vin pe infrastructură. Sperăm că o să avem aceleași rezultate ca și la APA Canal Orhei. Evident că este o răspundere foarte enormă, de aia vom încerca să respectăm cerințele cetățenilor, cu atât mai mult să le dăm încredere prin votul lor care ne l-au acordat. De acum foarte multe s-au făcut în orașul Orhei. Eu cred că oamenii au avut încredere și în raionul Orhei va fi la fel. Sunt sigură că vom fi implicați activ și vom face față tuturor provocărilor apărute în fața noastră. Prezentă la eveniment, deputatul Partidului Politic Șor, Marina Tauber, a îndemnat echipa să depună efort ca raionul Orhei să devină cel mai prosper și european raion. Eu vă propun, din numele conducătorului nostru, domnul Ilan Șor,
ca de azi înaintea noi cu dumneavoastră să fim uniți și consolidați ceea ce ține de proiecte bune și utile pentru orhieienii noștri dragi. Domnul președinte, felicitările noastre într-un ceas bun, succese mari și la mulți ani! Din componența Consiliului Raional Orhei fac parte 35 de consilieri. Prim-ministrul Ion Chicu a vizitat astăzi sub zona Orhei, a zonei economice libere Bălți, la uzina specializată în producerea cablajelor electrice pentru automobile. Oficialul a discutat cu managerii despre planurile acestora de a-și extinde afacerile, dar și despre măsurile care urmează a fi întreprinse pentru a facilita activitatea investitorilor. Menționăm că deschiderea acestei uzine a oferit oportunitatea de a crea pentru locuitorii raionului Orhei, dar și cei din raioanele din apropiere, mii de locuri de muncă. În cadrul subzonei Orhei, a zonei economice libere Bălți, activează compania cu capital japonez și germani Sumitomo Electric Bornedze, care este specializată în producerea cablajelor electrice pentru automobile. Proiectul este unul foarte important și, deși fabrica a fost deschisă acum 2 ani, aceasta a înregistrat succese remarcabile. În special au fost create circa 4.000 de locuri de muncă. Mai mult, această întreprindere aduce un venit substanțial și la bugetul țării. Este important și pentru guvernare acest proiect, fiindcă noi vărsăm mulți bani la bugetul țării. Eu am prezentat domnului prim-ministru cifrele noastre. Cifra de afaceri deja a ajuns în primele 10 luni, doar 10 luni ale acestui an, la 50 de milioane de euro și deja am vărsat în buget mai mult de 4,3 milioane de euro. Și sunt doar impozitele pentru toate salariile angajaților noștri. Deci este un lucru bun și pentru țară și pentru angajații noștri. Susținerea activităților investiționale în Republica Moldova prin crearea zonelor economice libere este foarte importantă, deoarece asta înseamnă creștere economică pentru țară, durabilitate pentru raionul în care este amplasată, dar și stabilitate pentru angajați, o posibilitate reală de a munci acasă. Eu am fost anterior peste hotare, nu prea mi-a reușit. Aici m-a atras, în primul rând, condițiile de muncă. Sunt aproape de casă, sunt alături de familie și salariu deja. Suntem bucuroși de acest lucru și de această fabrică care s-a deschis aici la noi, în Orhei anume. Și suntem mândri pentru că nu suntem plecați pe după hotare și putem să muncim aici la noi în țară. În cadrul vizitei sale, premierul Ion Chicu a apreciat activitatea subzonei Orhei a ZEL Bălți și a menționat că modelul de activitate al acesteia este unul de succes. Am venit să mă inspir din experiența acestei întreprinderi, pentru că vrem să replicăm acest model în mai multe localități. Chiar avem un plan ambițios de a crea în fiecare centru raional platforme industriale care ar servi ca bază pentru investiții de acest gen. Facilitățile fiscale și regimul vamal oferite rezidenților zonelor economice libere se numără printre cele mai importante avantaje de care se bucură rezidenții zelurilor. Aceste oportunități permit construirea unor planuri de viitor, care vor duce la prosperare și dezvoltare. Dacă vorbesc de orașul Orhei, avem o cooperare bună cu orașul. Bineînțeles, noi suntem cel mai mare agent economic aici, în regiune. Și din toate aceste taxe, impozite pe care noi le plătim în bugetul statului, bineînțeles că circa 30% la rândul lor sunt redistribuite în bugetul orașului. Sigur că în viitor, dacă acest proiect va continua cu succes, ne facem gânduri, planuri, poate să mai deschidem o astfel de locație nu prea departe, ca să fie și legătura logistică asigurată. Agentul economic este unul din cei mai importanți producători de cablaje auto din Republica Moldova. Proiectul de investiții este implementat în cadrul zonei economice libere Bălți, sub zona Orhei. Compania a fost înregistrată în decembrie 2015 și este o filială a Sumitomo Electric Bornedze, care este un producător global în domeniul automotive.
Oamenii care au avut de suferit de pe urma furtului la Banca Moldova Agroimbank continuă protestele. 19 persoane înarmate cu pancarte au protestat în fața sediului central al instituției, cerând să le fie returnați banii. Oamenii sunt siguri că în acest furt ar fi fost implicați angajații băncii. Între timp, conducerea MAIB a luat decizia să ofere compensații de până la jumătate de milion de lei clienților pătimiți, doar că grupul de protestatari spune că această sumă nu acoperă nici măcar pe jumătate toate economiile depuse la bancă. Clienții păgubiți în urma furtului de la MAIB au reluat protestele. Oamenii nu vor să se mulțumească cu compensarea sumei de 500.000 de lei pe care le oferă banca, pentru că, în opinia lor, această sumă acoperă doar jumătate din toate economiile investite. Suma medie este de 40-50 de mii de euro. Banca a anunțat că fiecare victimă va primi câte 500 de mii de lei. Doar că la noi, 19 oameni, suma depășea cifra de 500 de mii. 9 însă ne-au fost oferite doar câte 500. Ceilalți au primit compensații diferite. Cineva câte 100 de mii, altcineva câte 50, în dependență de ce sumă inițială avea. Victimele susțin că vor continua să protesteze fără întrerupere până când conducerea băncii nu le va întoarce suma integrală. Întoarceți banii noștri! Întoarceți banii noștri! Cât se poate, cât timp vor mai fura de la noi, de la oamenii de rând? Garanțiile de pe pagina oficială au dispărut. L-am întrebat pe domnul Cebotari cum de exista această informație, dar a dispărut imediat în a doua zi din momentul furtului. El spune că a fost vorba despre un marketing. Înțeleg să fie nevoie de marketing atunci când vin scutece, dar aceasta este o bancă. Pampers se produc marketing, este bancă. Protestatarii sunt siguri că furtul a fost planificat de către angajații băncii, pentru că niciun hoț profesionist nu s-ar fi aflat în interiorul băncii pe parcursul a 3 ore. Ei au subliniat că pe acest fapt forțele de ordine au deschis un dosar penal pentru furt. Este un furt organizat din interiorul băncii. Deci noi asta am vorbit, am anunțat prima dată pe data de 29 iulie la conferința de presă. Acum noi avem și mai multe probe care vin să întărească această învinuire. Până la urmă, solicitările noastre au fost auzite de organele de drept și a fost pornit proces penal împotriva băncii. Între timp, conducerea MAIB a venit cu o reacție în care a anunțat că, fără a avea vreo obligație în acest sens, banca a oferit clienților pătimiți în regim de urgență compensații de până la jumătate de milion de lei. Astfel, din cei 81 de clienți, 70 ar fi depus cereri de compensare și deja au și primit suma de jumătate de milion de lei. Potrivit băncii, există totuși un grup de 19 persoane care susțin că ar fi avut sume mai mari de 500 de mii. Însă orice tentativă a băncii de a găsi un compromis cu reprezentanții grupului a fost imposibilă din cauza declarațiilor calumnioase făcute de ei în adresa băncii. Respectiv, MAIB acceptă că inițierea unor procese de judecată ar fi o opțiune viabilă pentru toți clienții care au rămas nemulțumiți. Reamintim că noaptea de 6 iulie, într-o sucursală Moldova Agroimbank din sectorul Buicani, s-a produs un furt din casetele de siguranță ale clienților băncii, în urma căruia au fost prejudiciate peste 80 de persoane. Deși vremea s-a răcit, iar în scurt timp vom avea parte de ploi în Insăuri și Lapoviță, stațiile de așteptare a transportului public din capitală au rămas aceleași, fără pereți exteriori, fără acoperiș și fără scaune. Situația dezastruoasă strică și imaginea orașului, spun oamenii, iar vina o poartă doar autoritățile, deoarece nu se implică în rezolvarea problemelor. De cealaltă parte, primarul capitalei Ion Ceban spune că stațiile din Chișinău se vor repara deja anul viitor. Imagini jalnice am găsit la stația de așteptare amplasată pe strada Panhalipa din cartierul Telecentru al Capitalei. Stația este practic fără acoperiș, iar scaunile au fost dărâmate. În plus, pereții servesc doar ca suport pentru anunțurile jerpelite. Trebuie să acoperite, deoarece se apropie perioada de iarnă și este de dorit ca oamenii să aibă unde să se ascundă de zăpadă și de ploi. Situația nu este mai bună nici la stația de așteptare de pe strada Hristo Botev din capitală. Și aici pereții sunt plini cu anunțuri publicitare, iar acoperișul arată ca după bombardament. Trebuie reparat, că nu e posibil să fie așa acoperiment. Într-o stare dezastruoasă este și stația de pe strada Costujeni. Aici găurile, dar și bordura stricată se văd de departe. N-are și nici unde duce țara.
De atâta. De atâta așa și ar fi așa. Nu cred că ar să schimbi ceva bun. De ce? Nu aveți încredere? Nu, deloc. Deloc n-am încredere că eu stat la putere 10-15 ani și nu am făcut nimic, acum de ce vrei să schimbi? Nu o să schimbi numai cu vorba. Deși este amplasată chiar în fața Spitalului Municipal pentru Copii numărul 3, oamenii spun că stația de așteptare a rămas distrusă încă în urma intemperiilor din aprilie 2017. Călătorii se plâng că nu au unde să se adăpostească. Așa și-a rămas de atunci. De atunci s-a stricat, că a fost vânt mare. Stăm cu umbrelele. Umbrela sub acoperișul stricat. Stăm sub ploaie. În timp ce unele stații de așteptare arată ca după război pe strada Petru Ungureanu, despre existența unei stații ne amintește doar un pilon. Deși oamenii se plâng pe stațiile de așteptare, primarul capitalei Ion Ceban spune că acestea vor fi reparate la anul viitor. De asemenea, edilul susține că o parte din stații se află în gestiunea unei companii private de publicitate care a semnat un contract cu autoritățile până în 2022. Acolo este un contract care, de fapt, ar trebui reziliat cu EPA Media, care nu și-a onorat angajamentele în acest sens, dar am să rog juriștii să vadă și o să ne propunem să reabilităm aceste lucruri anul viitor. De cealaltă parte, directorul companiei EPA Media, Ana Neagu, a declarat pentru Postul nostru de televiziune că întreprinderea repară în continuu stațiile, însă de fiecare dată acestea sunt vandalizate. Menționăm că în municipiul Chișinău sunt peste 700 de stații de așteptare. 300 dintre ele sunt gestionate de către un agent privat, iar celelalte de către municipalitate. Dans, muzică și bună dispoziție. Sute de persoane vârstnice s-au adunat tradițional weekendul trecut la Orhei în cadrul evenimentului Clubul Vârsta de Aur, organizat de Partidul Politic Șor. La eveniment a fost prezent și primarul municipiului Orhei, Pavel Vereșanu, care l-a mulțumit oamenilor care și-au dedicat întreaga viață dezvoltării orașului. Încă o duminică cu cele mai intense emoții și dispoziție de sărbătoare. Socializare, agrement și, desigur, muzică și dansuri. Așa descriu oamenii proiectul Clubului Vârsta de Aur, care a demarat acum 4 ani la inițiativa președintelui Partidului Politic Șor, Ilan Șor. Venim să dansăm de mai mulți ani. Îi mulțumim primarului nostru din partea Partidului Politic Șor. Uitați-vă ce frumusețe e aici. Îl iubim foarte mult pe Ilan Șor și îl așteptăm. Tot ce a făcut el e ceva de poveste. O poveste devenită realitate. Aici oamenii se întâlnesc, comunică, se dezvoltă. Este un proiect foarte bun. Îi mulțumim mult lui Ilan Șor. E minunat, e foarte bine. Ca Orhei, mă tem că Moldova nu se găsește. La eveniment a venit și primarul orașului Orhei, Pavel Vereșanu, care a fost întâmpinat cu aplauze furtunoase. Clubul Vârsta de Aur a fost creat pentru oameni de aur, a subliniat Vereșanu. Noi permanent am spus că oamenii care știu a munci trebuie să știe și a se veseli. De aceasta și este implementat acest proiect interesant, vesel, cum este Vârsta de Aur, fiindcă dumneavoastră sunteți cei care ați meritat cu adevărat așa un proiect. Fiindcă, na, v-ați dedicat toată viața pentru dezvoltarea țărișoarei noastre, noi cu plecăciune și cu tot respectul ne închinăm în fața dumneavoastră. Totodată, Pavel Vereșanu a subliniat faptul că Orheiul este pregătit pentru iarnă și pentru primii fulgi 100%. Primarul a menționat de asemenea că verifică personal toate proiectele și va munci tot timpul spre binele orășenilor. Amintim că întâlnirile seniorilor în cadrul Clubului Vârsta de Aur se desfășoară al 4-lea an consecutiv în mai multe raioane ale țării. Reprezentanții Partidului Politic Șor declară că acest proiect, după cum a și fost gândit, este o minunată oportunitate pentru seniori de a petrece timpul frumos. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră. Sunt Cristina Moldovanu și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare alături de cei dragi și la revedere!
Керама Марацци, плитка и сантехника.